Credincioșii din Bucovina l-au prăznuit astăzi în mod deosebit pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți, mănăstirea Bogdana, a cărei biserică din piatră ridicată după anul 1359 este cel mai vechi caș de cult din Moldova care a rezistat vremurilor și a sărbătorit cu acest prilej ocrotitorul, după închinarea la racla cu cinstitele moaște ale sfinților ierarhi Leontie de la Rădăuți și Teodosie de la Brazi, așezată în aceste zile într-un baldachin în proximitatea bisericii de zid, preasfințitul părinte Damaschin Neanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al așezământului monahal. Din sobor au făcut parte stareți de la mănăstirile din Bucovina, clerici de la centrul eparhial Suceava și slujitorii sfintelor altare din Ținutul Rădăuților. Răspunsurile liturgice au fost date de corala bărbătească ortodoxă Sfântul Ierarh Leontie. În cuvântul de învățătură, Ierarhul a conturat chipul duhovnicesc al vlăstarului cel sfințit odrăslit pe aceste meleaguri, pornind de la troparul închinat acestuia. Cu nevoințe duhovnicești toată viața ți-ai petrecut -o. Noi cei care venim mai des la biserică suntem familiarizați cu acest cuvânt, nevoință. Cineva însă care nu are o apetență, o aplecare spre limbajul liturgic, spre limbajul bisericesc, spre limbajul monahal, când aude nevoință, nu știe ce să înțeleagă. Ce reprezintă până la urmă nevoința și de ce și-a petrecut Sfântul Ierar e toată viața în această nevoință? Nevoință este un cuvânt compus. E ne și voință. Adică o negare a voinței proprii. Adică o altfel de voință. Dar ce era voința noastră? Ceea ce vreau eu este rău? Câteodată da, Câteodată nu. De unde știm lucrul acesta? Din Sfânta Scriptură. Iar Sfântul Ierarh Leontie, pe care îl pomenim astăzi, da, cu prisosință, așa cum spune troparul, toată viața ți-ai petrecut-o într-o nevoință. Atât cât a fost aici, la Biserica Sfântul Nicolae, unde se spune că venea atunci când era copil, născut ori în rădăuți, prin preajmă. După aceea, la schitul Laura, din actuala localitate, Vicov, de sus, asemenea într-o nevoință viața de mănăstire, este prin excelență o viață de rugăciune, de postire, o viață de înfrânare, o viață în care ne cerem iertare, o viață în care ne smerim. Așa și am primit viața Sfântului Erar Leontie și ca monah și apoi ca erar și după aceea și retrăgându-se iarăși spre bătrânețe și luând Schima cea mare cu nume de Leonti înainte la Vrente, numindu-se și de aceea noi, zi de zi, în această mănăstire, sau cel puțin o dată pe an la pomenirea lui de pe 1 iulie, îi cântăm cu nevoințe duhovnicești toată viața ți-ai petrecut-o. Părintele Arhimandrit Irineu Lichi, starețul mănăstirii Bogdana, a transmis mulțumiri în alt Părinte Calinic pentru inițiativa organizării primei procesiuni de amploare cu moaștele Sfântului Ierarh Leontie pe străzile municipiului Rădăuți și i-a oferit preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul o icoană cu chipul Marelui Ierarh Rădăuțean, Racla în care se află moaștele Sfinților Ierarhii Leontie de la Rădăuți și Teodosie de la Brazi va rămâne spre înghinare în baldachinul din Curtea Ctitoriei Voievodale până mâine seară. Îi mulțumim în al Preasfințitului Calinic pentru încrederea și binecuvântarea arhierească pentru a organiza această procesiune și acest hram. Aș vrea să aduc mulțumiri oficialităților locale și județene care ne-au sprijinit în toată această organizare. Aduc mulțumiri de asemenea și părintului Protopop Malos, și, din preună cu toți părinții din protopopiatul rădăuți, care s-au implicat în organizarea procesiunii și a acestui hram, și nu în ultimul rând, vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați făcut timpul pentru a fi prezenți astăzi împreună și a lăuda așa cum se cuvine pe Sfântul Erar Leonti. Biserica de piatră a Mănăstirii Bogdana este prima necropolă a Moldovei, adăpostind în naos mormintele celor din tâi conducători moldoveni. Mănăstirea Bogdana a fost desființată în 1783, iar Biserica Sfântul Nicolae a devenit Biserică de Mir. În 1876 a fost construită o casă parohială. Zilele trecute, în clădirea istorică, a fost inaugurat Muzeul Așezământului. Vechea reședință episcopală a fost redeschisă ca mănăstire în anul 1992, chiar în ziua hramului istoric, Sfântul Ierarh Nicolae. După canonizarea Sfântului Ierarh Leontie în 1992 și Sfințirea Noii Biserici, Mănăstirea Bogdana a primit al doilea hram, prăznuit la data de 1 iulie.